Sfm și cu această ocazie bine -ai venit decembrie, chiar dacă probabil sunt câteva zile sau cine știe când vei asculta acest episod poate să fie la sfârșitul lunii, oricum bine -ai venit decembrie, bine ai venit iarnă, am văzut că s-a instalat destul de la timp, destul de calendaristic așa ca să zic și nu doar că o să înceapă în curând să dea cu bulgări din ce în ce mai tare, dar depinde în ce vin bulgari că dacă vin în, în, în economie și în afaceri și au început să vină, nu neapărat bulgări de zăpadă din păcate, dacă erau doar din zăpadă era mai, mai bine, zic eu, dar încep să sosească tot felul de bulgări din direcții diferite, unii mai mari, unii mai mici, unii mai tari, unii mai moi, dar afacerile din România sunt din ce în ce mai lovite. Nu ne luăm după ce declară oficialii, nu de alta, dar nu avem încredere în autorități. Nu avem cum să avem încredere în autorități și în cifrele pe care autoritățile le dau pentru că ne mint de atâția ani de zile și manipulează statisticile în general într-un mod grosolan. Mă refer la economie. La economie, da, da, da. Statisticile sunt niște statistici. Se simt acolo în piață niște lucruri, însă cam tot ce ni se prezintă este exagerat, atât în mai ales, mai ales în plus din ce am văzut. Așa că hai să nu ne luăm după statistici și după cifre aruncate din pix de către frumoasele și incompetentele noastre autorități, și să ne uităm la realitatea din teren. Eu sunt un om care lucrez cu antreprenorii din diverse domenii fie că sunt antreprenori în sine cu o afaceri sau cu mai multe afaceri fie că sunt freelanceri fie că sunt profesioniști, liber profesioniști lucrez și cu investitori și nu e ce se întâmplă în piață în, în teren, la firul ierbii nu are nicio legătură cu ce se discută prin lojă lojă din aia fără geam, care nu se uită ce se întâmplă afară și în timp ce mă gândeam la înregistrarea acestui episod, mi-a venit și o inspirație pentru, pentru titlu și anume cel pe care l-ai văzut deja, atenție cade tencuiala cade tencuiala de pe afaceri că nu prea mai are cum să țină și dacă începe să cadă tencuiala și nu sunt bani de reparat nici măcar tencuiala, înseamnă că lucrurile sunt destul de de și nu trebuie să ne culcăm pe o ureche cine eu tu cel care are o afacere sau care are tendințe antreprenoriale și vrea să pornească ceva nou este util să fii cât mai conștient și cât mai prezent de momentul în care faci asta atenție nu există un moment potrivit pentru a începe o afacere însă pot exista momente potrivite pentru a începe una nouă dacă ai deja una, sau pentru a face anumite eforturi ca să te deblochezi din ceea ce există, sau de a încerca noi modalități de creștere. Pentru astea nu există la fel un, un moment potrivit în sine, însă, în același timp, există un moment potrivit în sine. Știți, astea, dualitățile astea. Este, dar nu este. Păi și până la urmă cum este? Păi și până la urmă este de cum simți. Iar întrebarea principală pe care vreau să o las așa în cadrul acestui episod, este de ce faci ceea ce faci? De ce există afacerea ta? Care este scopul ei? Și nu-mi zice că ți-ai înființat-o ca să faci bani. Las asta. Nu zic că nu e inclus. Dar de ce există ea? Dincolo de bani. Dincolo de posibilul succes pe care poți să-l obții. Dincolo de posibilă afacere pe care o lași la trei generații de acum încolo dincolo de acestea, de ce există afacerea ta, de ce ai pornit la drum cu această face, afacere, de ce faci ceea ce faci, pentru că dacă nu vei găsi răspunsul cât de curând la aceste întrebări sau dacă nu te întorci la de ul care te-a pornit prima oară, este foarte posibil să înceapă să cadă-te în cuiala și nu nu este bă, genul acela de a crea frică sau a crea spaimă sau pur și simplu, îmi doresc ca din ce în ce mai mulți antreprenori, așa cum sunt și eu, să fie din ce în ce mai treziți, din ce în ce mai asumați, din ce în ce mai responsabili, chiar și din ce în ce mai vulnerabili, pentru că vulnerabilitatea sau să, să arăți vulnerabilitatea sau asta nu este o slăbiciune, ci este un avantaj dacă știi să o faci integrat împreună sub acea umbrelă minunată care se cheamă autenticitate iar autenticitatea vine din de ce. Altfel, cade te cuiala Ați văzut toate, toate, nu toate, să nu generalizez. Foarte multe clădiri din București au un afiș pe ele. Atenție, cade te cuiala Și am mai văzut și prin țară, dar în București este pregnant. Încă nu am văzut capitală europeană, din cele pe care le-am văzut eu, să aibă atât de multe afișe cu atenție, ca în cuia. De acolo mi-a venit și ideea, după, după 10 ani de, de București, și tot văzând aceste afișe zi de zi, pentru că treci. Treci prin anumite zone, în drum spre birou sau în drum spre o, o cafenea sau spre un restaurant sau spre întâlnire cu prieteni sau spre sală sau spre metrou, spre autobuz, le vezi, n-ai cum să nu le vezi. Și nu s-a schimbat niciodată nimic la capitolul ăsta în București sau foarte puține, atât de puține încât nu prea se vede, mi-am dat seama că pot să fac o paralelă cu ceea ce se întâmplă acum în mediul antreprenorial și de afaceri din România și să trag un semnal de alarmă. În același timp este poate și acea doză de motivație pe care sau de care uneori noi antreprenorii avem nevoie la un mod așa extrem, pe principiu un șut în fund, un pas înainte. Și este bine să conștientizăm aspectul ăsta cât mai mult posibil, să-l ducem cât mai mult în prezent. Pentru că dincolo de ceea ce am realizat până acum, dincolo de obiectivele pe care le avem în afacerile noastre, de dorințe, de, nu știu, anul viitor, de exemplu, vreau să am două concedii în loc de unul sau trei în loc de două, sau anul viitor vreau să schimb flota de pe firmă, sau de mașini, sau flota de computere, dacă vrei. Sau vreau să optimizez, vreau să lucrez cu mai puțin oameni. Nu vreau să scalez cu oameni afacerea, vreau să lucrez cu același număr de oameni, însă vreau să-mi optimizez procedurile de lucru, sau anumite procese, sau să apelez la anumite software-uri. Care este posibil să mă ajute în afacerea mea. Sunt foarte multe lucruri de pus pe tavă, și mintea asta a noastră, care de multe ori este așa perversă, ne-o ne, ne dă, ne dă la genunchi. Și ne pune destul de repede în genunchi, pentru că dacă o lăsăm să-și facă de cap, atunci cu siguranță suntem pierduți. Și știi că există o vorbă, un proverb, zice, așa cum faci un lucru, așa le faci pe toate. Atât în viața personală cât și în afaceri sau în orice altceva. De aceea, cred că luna decembrie sau sfârșiturile și începuturile de an sunt momente extraordinare pentru a ne reconecta cu acel de ce. Pentru că pe afacerea noastră nu vrem să ajungă vreodată să scrie atenție ca de tencuiala. Cine dorim să scrie, împreună lucrăm ca să avem succes să facem strategii win-win să facem deal win win-win-win sau orice altceva vrei tu să se îndeplinească obiectivele să acceptăm mai ușor faptul că există perioade mai puțin bune și perioade bune și ele se succed, nu există linearitate, că așa e viața în, în business e ca și în aia personală, sus-jos, sus-jos sus-jos ca la piețele de capital uneori e, e mai rău ca evoluția Bitcoinului, vreau să zic așa. Deci hai să vedem cum putem să ne reconectăm la noi, să ne reconectăm la noi și la de ce facem ceea ce facem, de ce deținem aceste afaceri, de ce suntem implicați în ele cu timp, efort, energie, bani și alte lucruri puse acolo la treabă și după ce ne-am reconectat, cu siguranță nici nu avem nevoie de motivație, nici nu avem acea, cum să zic, cum, cum, au foarte mulți oameni așa, bă, iar mă trezesc la muncă, iar mă duc la muncă, iar la... Nu, o să, o să ți se pară mai armonios totul, o să ți se pară că munca e egal plăcere, nu o să mai simți că muncești. Însă nimic nu funcționează dacă această reconectare nu se întâmplă. Te invit la cugetare și îți doresc din tot sufletul, cu toată căldura, cu toată inima mea să nu ajungi niciodată să te gândești că începe să cadă tencuiala, ci din potrivă să faci efortul necesar astfel încât să construiești o fundație solidă și sănătoasă a afacerii tale, fundație pe care să poți crește organic, natural, să atragi finanțatori dacă este nevoie, să atragi investitori dacă îți dorești asta și pur și simplu să continui pe drumul pe care ți-ai propus, iar afacerea să-și îndeplinească misiunea de la care a plecat. Dacă consider că și altcineva are nevoie să fie un pic trezit sau un pic motivat sau de reconectare, te rog, dă linkul de la acest episod mai departe, să inspirăm și să ajutăm din ce în ce mai mulți oameni să-și creeze afaceri sănătoase. Mulțumesc și ne auzim la episodul următor.